Rectorul Universității Ovidius din Constanța, Tiberius Iepure, este cercetat de DNA pentru luare de mită. Profesorul a fost prins în flagrant de procurori în timp ce primea 4.000 de euro pentru a dezvolui unor studenți subiecte la examenul de admitere. Acesta este suspectat că ar mai fi luat și alți 6.000 de euro. Vă considerați vinovat? De ce v-au acuzat? Dănuț Tiberius Epure, rectorul la Universitatea Ovidius, a fost adus în această dimineață de acasă de procurorii DNA București la universitate. Biroul lui fusese deja sigilat de anchetatori și apoi desigilat în prezența sa. Singura persoană din cadrul instituției de învățământ chemată de procurori în biroul lui Epure în timpul audierilor a fost Gabriela Stanciu, prorectorul Universității din Constanța. Rectorul ar fi primit șpagă de la viitorii studenți pentru a le da acestora subiectele la admitere la Facultatea de Medicină. Epure trebuia să strângă de la candidații 10.000 de euro, dintre care 4.000 de euro îi primise chiar astăzi. Banii au fost găsiți de procurori asupra lui Dănuț Tiberius Epure în timpul prechezițiilor. Procurorii au ridicat mai multe dosare de la biroul său. De ce este acuzat, domnul rector? Profesorii susțin că imaginea universității nu trebuie pătată în urma acestui scandal. Nu îl cred în stare. Așa cum mi se pare că în acest moment al finalului de sesiune, da? în care deja s-au afișat rezultatele, nu știu ce părinte ar mai da bani sau cine ar mai da bani unui a intrat. Universitatea aceasta nu are dreptul să aibă o imagine șifonată. Examenul de admitere la Facultatea de Medicină din cadrul Universității Ovidius din Constanța a avut loc joia trecută pe 25 iulie, iar rezultatele s-au afișat în aceeași zi seara.